Bună ziua! Ne așteaptă un meci dificil, pentru că mergem să jucăm pe un teren unde vom întâlni o echipă foarte bună a campionatului, poate cu cel mai bun lot al campionatului. Va fi greu pentru că am câștigat acum 2 săptămâni acolo și e greu ca FCSB să piardă cu această echipă de 2 ori la rând într-un timp foarte scurt, dar nu este imposibil. Noi mergem să ne facem jocul și să-l repetăm pe cel precedent acolo și să venim cu toate punctele acasă. Primul obiectiv al sezonului l-ați îndeplinit. V-ați calificat în play-off. Care este acum nou obiectiv? Într-adevăr, un prim obiectiv a fost îndeplinit. Ne doream cu toți să ajungem aici în play-off, dar munca noastră nu se oprește aici. Continuăm să muncim zi de zi și nou obiectiv cred că este clasarea pe un loc care să ne aducă în cupele europene. Cum e pentru tine? Ai fost desemnat cel mai bun fundaș și al sezonului regular. Farul stă foarte bine în apărare. Eu mă bucur că am făcut această alegere în vară, că am venit acasă. Mă bucur că sunt sănătos, că am putut să ajut echipa. Știu că puteam face mai mult decât atât, adică să joc mai bine. Dar, pe ansamblu, a fost un an bun până în acest moment și sper ca de acum acolo să fie și mai bun. În afară de activitatea la Faro, ai și niște obiective personale? Nu știu, poate mai sper la un transfer, poate echipa noastră? Nu mai sper la niciun transfer, pentru că am avut o discuție și mister mi-a spus să fiu liniștit, să fiu cu gândul mai aici, pentru că va fi bine în continuare. După meciul cu FCSB, colegul tău din defensivă a prins un contract în Polonia. Ghiță? Ghiță merita pentru că a făcut un an foarte bun. Merita pentru că a pierdut un transfer, să zic așa, în urmă cu un an jumate sau când în Ungaria. Mă bucur pentru el, ne bucurăm toți pentru el și cred că a făcut acest pas exact când trebuia, pentru că este la un nivel foarte ridicat și cu siguranță de acum va crește și mai mult. Bună ziua! Începem play-off-ul, un meci tare, mereu când jucăm cu FCSB, un meci tare, deschis, în care se marchează multe goluri. Trebuie să mergem cu gândul la victorie, să obținem cele 3 puncte și să venim acasă împliniți. Ți-e spriesc așa meciurile cu FCSB? Te aștept la o nouă partidă bună? Da, până acum am fost de 2 ori titular, de 2 ori am fost cu FCSB. A ieșit bine pentru mine, a doua oară a ieșit și pentru echipă. Mă bucur că am luat parte la acea victorie și acum merg cu gândul să îmi fac un joc bun, să ajut echipa și să obținem victoria. Vine și primul gol în Liga 1 pentru tine? Doamne ajută, eu sper să marchez și primul gol, dar deocamdată până acum nu a venit, n-a fost momentul, zic eu. Trebuie să joc în continuare foarte bine, să-mi ajut colegii, nu trebuie neapărat să marchez, să pasez mai mult. Ai fost și la conferința dinaintea meciului cu FCSB acum 2 săptămâni, e un semn bun? Da, se pare că a mers bine atunci, sperăm să meargă și acum la fel de bine și să îi batem.